o diseminare a cuvântului, chiar dacă nu mai e părintele primar. Cuvântul, vă mulțumesc, domnul ministru, pentru toate punctările pe care le-ați făcut, dar cuvântul acestor părinte sper să ajungă în inimile dumneavoastră. Pentru că este viu și eu știu câțiva părinți, cel puțin în București, care vorbesc foarte bine. Nu ne putem compara cu Părintele Galeriu. Părintele Galeriu, Părintele Galeriu e ceva care e irepetabil, așa cum Părintele Stăniloae e irepetabil în zona dogmaticii. Însă, știu și eu dacă o să le dea Dumnezeu cuvânt, nădăjduiesc când e nevoie, dar să mergem pe calea Harului și acolo o să găsim noi ceva. Dacă nu găsim noi, ne dă Dumnezeu, ce să zicem, ce e nevoie pentru un suflet care caută. Pentru că aici e totul. Să și caute. Cine nu caută, nu găsește, pentru că nu îl ascultă pe Hristos. Căutați și veți afla. Bun. Vă mulțumim foarte mult tuturor. Am adus și cartea, zicem, care este o carte iarăși de birou. De Tatăl nostru și fericirile. Tot în ziua și în România Liberă au apărut articolele. Pentru cine dorește să aibă cât mai mult din cuvântul Părintelui. Aici sunt. Facem o rugăciune de încheiere. Vă mulțumim tuturor cei care doriți să luați cartea.